dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință extraordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău, în termenul discuției articolului 33 alineatul 2 litera și articolul 196 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, dispune: se convoacă Consiliul Local Bucium în ședință extraordinară în data de 21 februarie 2022, orele 10 la sediul Primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 16 din 31 martie 2021 cu modificările ulterioare privind aprobarea proiectului dotare modulare Centrului Integrare Comunitară în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Bucium pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 25.02.2022, inițiator primarul Comunei. Domn președinte, mulțumesc, domnule primar. Prezidenția și statutară, putem să începem lucrările. Trecem spre aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? Abține? Mulțumesc. Ordinea de zi a fost votată. Trecem spre aprobarea procesului verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Abține? Mulțumesc. Deci, au fost aprobate. Domnul primar, vă rog să ne expuneți punctul numărul 1 din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 16 din 31 martie 2021 cu modificările ulterioare privind aprobarea proiectului dotare mobilare Centru Integrare Comunitar în Comuna Bucium, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, motivat de solicitarea de clarificare numărul 5 din 15.02.2022, transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu termen de răspuns până la data de 22.02.2022, am inițiat proiectul de hotărâre pe care l-am analizat și dezbat în această ședință. În fapt, este vorba despre aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 16 din 31 martie 2021, cu modificările ulterioare privind aprobarea proiectului dotare modulare Centrul Integrare Comunitar în Comuna Bucium, județul Bacău, în sensul introducerii unui nou articol prin care să se aprobe documentația tehnico-economică, studiul de oportunitate, anexa 18 pentru această investiție, în vederea finanțării proiectului prin programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 8, obiectiv specific 8, 1D, apelul de proiecte POR. Având în vedere această solicitare, am propus completarea hotărârii Consiliului Local numărul 16/2021 cu cele menționate mai sus prin introducerea articolului 1. De asemenea, articolul 3. Hotărârea ce face obiectul modificării a fost schimbat în sensul că s-a modificat valoarea sumei, ce reprezintă contribuția proprie OAT Bucium de la 18.734,03 lei cu TVA la suma de 20.596,03 lei cu TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului, adică la suma de 11.416 lei cu TVA la suma de 13.316 lei cu TVA, câștigând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 7.318,03 lei, la suma de 7.280,03 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului dotare mobilare Centrul Integrare Comunitar în Comuna Bucium, județul Bacău. Întrucât proiectul pentru această investiție urmează a fi înscris pe lista pentru finanțare și datorită urgenței în completarea documentației, cu hotărârea solicitată, rog aprobarea în formă prezentată. Domnul președinte. Mulțumesc. Doamna președinte, specialitate. Membrii comisiei avizează favorabil acest proiect privind dotare, mobilare, Centrul Integrare Comunitar din comuna noastră. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă sunt înscrie la acest punct. Dacă nu sunt înscrie, trecem la vot. Cine este pentru? Abține? Mulțumesc. Votat. Domn primar, vă rog să expuneți punctul numărul 2 din ordinea de zi. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Bucium pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor SC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 25.02.2022. Doamne și domnul consilier,
Urmare adresă numărul 930 din 20.01.2022, înregistrată la instituția noastră la numărul 703 din 17.02.2022, transmisă de 10 Compania Regională de Apă Bacău, prin care s-a făcut convocarea în adunarea generală acționară pentru data de 25.02.2022 și s-a solicitat completarea formularului de vot la care să se atașeze hotărârea Consiliului Local cu privire la mandatul încredințat de Consiliul Local Bucium pentru votarea pentru la subiectele ce se vor discuta și care au fost înscrise pe ordinea de zi. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus acordarea mandatului reprezentantului legal al Comunei Bucium în adunarea generală a acționarilor la CRAB SA, unde suntem membri fondatori încă de la Constituirea ADIC. Vă informez că pe ordinea de zi au fost înscrise 3 puncte, respectiv aprobarea planului de investiții pentru anul 2022 conform prevederilor din actul constitutiv CRAB, aprobarea bugetului de venituri și cheltuielile al societății pentru anul 2022, împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale acționarilor în regimul comerțului. Motivat de faptul că suntem membri fondatori ai ADIC și implicit comuna noastră este pe lista acționarilor la SC CRAB SA, vor să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre. Domnul președinte, mulțumesc. Iar discut, doamna președinte. Da, membrii Consiliului și au analizat și aprobat conținutul proiectului de hotărâre către domnul Cine se înscrie la cuvânt? Cine este pentru? Mulțumesc. La cine? Votat. Mulțumim participare.